Bine, m-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea 11 metri, ci că ar fi ieșit Giovanni. Asta e informația. Chiar ieri vorbeam despre Meme, Gigi și Copos, problemele lor din pușcărie cu furturile pe care le-au comis acolo. Ioan Becali a fost eliberat condiționat. Decizia este definitivă, începe să apară știrea și pe site-urile noastre. Am văzut-o la televizor. Absolut întâmplător. Imagini de alea de arhivă cu Giovanni bruscând toată lumea presei. Astăzi a ieșit, anunțul a fost făcut, se pare, de Realitatea TV prima dată. Ioan Becali face parte și el din lotul transferurilor. Era la pușcărie cu numele doar, pentru că el și-a petrecut, sunt absolut convins, o mare parte din pedeapsă în libertate. De altfel, țineți minte tragedia aia când l-au surprins unii la un restaurant în Floreasca și l-au urmărit să vadă ce face. A stat toată ziua acolo. Deci a mâncat dimineața, la prânz și seara în același restaurant. Nu s-a ridicat de acolo, era într-o permisie. Eu cred că permisii din astea Giovanni a avut multe. În perioada de detenție, el a fost condamnat la 6 ani și 4 luni. După ce a fost găsit vinovat în dosarul transferurilor, arestat așadar în martie 2014. Rotund sunt 2 ani jumate de atunci. Ca să nu trească să calculăm la centimă, sentințele celor care au fost condamnați le putem reaminti. Coposică 3 ani și 8 luni, între timp e liber. Memelușu 3 ani și 6 luni, e liber. Ioan Becali 6 ani și 4 luni, iată că e liber. Rușinea este că inclusiv Giovanni s-a apucat de scris în pârnaie. Inclusiv Giovanni, și până la urmă a reușit și el să-i păcălească pe judecători. Jean Pădureanu 3 ani și 4 luni, e liber de mult. Jean Pădureanu are totuși un avantaj, hoțul ăsta. Știți că ei se spunea lor după vremuri. El nici măcar nu-și mai amintește că a fost în pușcărie. Din cauza bolii, sigur, care îl afectează memoria și așa mai departe, dar chiar și ăsta totuși este un avantaj. Și aici a păcălit până la urmă sistemul și viața neajan. Da? El nu-și mai aduce aminte de anii petrecuți după gratii. Gică Popescu 3 ani, 1 lună și 10 zile. Și în fine Gigi Nețoiu 3 ani și 4 luni. În momentul de față doar Cristi Borcea 6 ani și 4 luni și Victor Becali 4 ani și 8 luni mai sunt la pușcărie. Sigur, ăsta e paradoxul. Giovanni 6 ani și 4 luni a ieșit mai repede decât Victor 4 ani și 8 luni pentru că este mai în vârstă. În primul rând are 8 ani mai mult decât fratesul, dar nu înțeleg. Deci Giovanni Becali la un moment dat spunea că nu mai poate să stea în pușcărie, că moare acolo, vrea să moară în brațele celor dragi. Păi nu era frasul în aceeași celulă cu el? Da? Cum să... Care cei dragi? Păi el avea pe frasul în pușcărie. Ce? Asta poate fi plictiseală? Să stai toată ziua cu fratul, să mănânci ce vrei tu, să joci zaruri, să joci cărți, să faci ce vrei tu? În ce era asta pușcărie? Să te uiți seara la televizor, să dormi cât vrei? Ce era așa o problemă? Eu chiar nu înțeleg ce să faci în libertate în plus față de asta. Cârciumă era și la pușcărie. În afară de ieșit în străinătate, dar Giovanni nu mai e impresar. Deci el se duce în străinătate tot ca să stea în cârciumă. Da? Sau într-un hotel. Sau... Nu e nicio mare diferență între ceea ce trăia el. Universul acestor oameni, ăsta este. Oricât de mulți bani ar avea. Cârciumă, discuții cu oameni de teapa lor, da, zaruri, cărți, asta este, băută, mâncată, bă, mai erau femeile, că, bă, femeile sigur că erau mai puține un pic, varietatea lor poate, nu mai puține neapărat ca și număr sau ca efect, varietatea lor, alegerea lor era într-adevăr un pic mai redusă, că așa dacă te duci la un bordel, sigur ai posibilitatea să alegi din mai multe, dar asta era o chestie minoră, pentru că și în pușcărie, uitați-vă la Borcea, pe el a devenit tată de nu știu câte ori în pușcărie. Deci, în serios, nu era niciodată, nu devii tată acum că te întâlnești cu o femeie la vorbitor
sau că ți-aduce una un cozonac sau un pachet cu ardei umpluți. Deci pentru asta îți trebuie un pic de muncă, da? Nu automat că te-ai frecat de una pe holurile penitenciarului, ai și devenit tată. Deci el a avut, a muncit mai mult decât un om aflat în libertate în cazul ăsta. Deci e o rușine pentru justiția din România ce au făcut acești oameni. Asta nu e pușcărie. Ei aveau exact mediul de acasă, primeau pachetele alea cu brânză și cu cele mai trebuia lor ce mănâncă ei în mod obișnuit, dar nu-i controla nici dracul la Poarta Albă. Am recunoscut și Gigi, era paradis acolo. Și niște oameni cu orizonturi limitate în coate, ei nu sunt ăștia care să aibă nevoie de foarte multă expresie. Joci toată ziua zaruri, barbut, table, ce vrei tu? Păi nu e extraordinar să-l ai pe fratul în celulă? Poți să te gândești, ai amintiri, ai trecut prin atâtea. Este exact ca acasă, fraților. Urât din partea lui Giovanni să lase pe frasul în continuare la pușcărie și el să iasă. Despre frasul s-a auzit foarte puțin, mult mai demn Victor decât Giovanni. Giovanni ajunsese la un moment dat să ne explice că e pe moarte, numai ca să-i dea drumul. Că el de două ori a mințit în pușcărie, odată cu cărțile și odată cu boala. Și boală, mă, în condiții de lux. Deci tu stai în lux acolo. Noi cât a făcut armata sau cât eram duși la muncile agricole și stăteam două săptămâni în patru de alea de campanie mâncate de șobolani și de gândaci, era mai rău decât la pușcărie. Era mai rău. În armată nu mai vorbesc. Fără niciun fel de vină. Eram obligați cu toții să trecem prin asta. Pe când oamenii la care facem referire, care s-au îmbogățit, averea sigur este aproape intactă, pentru că ei trăiau în continuare din chirii, din dobânzi și așa mai departe, bani care evident le veneau, au returnat niște sume simbolice statului. În cazul lui Giovanni știu că au fost multe milioane, dar tot simbolic e, 4 milioane de dolari sau nu știu ce. Ăștia ar fi pierdut la cărți în intervalul ăsta sau la ruletă, Giovanni, deci nu e o pierdere în esență, pentru că au cheltuit foarte puțin în comparație cu cât ar fi cheltuit dacă erau în libertate. Cheltuielile au fost mult mai mici. Au fost mari pentru un om de rând și în pușcărie. Giovanni a cheltuit în pușcărie mai mult decât cheltuiește un bucureștean cu salariu mediu pe economie în fiecare lună. Bineînțeles, cheltuia, dar nu putea să ajungă la cheltuielile din libertate, pentru că el acolo ducea la un cabaret la Paris, după aia termina, ducea la Milano, dacă vrea, și după aia la Monte Carlo și pierdea 200 de mii la casino. E, aici nu mai putea să cheltuie banii ăștia. Deci, o să vedeți, dacă nu va scrie presa, o să vă spunem noi, ei sunt mai bogați, frații Becalii, decât în momentul în care au intrat la pușcărie. În pușcărie încoată a fost o experiență. Sigur, au pierdut niște ani, dacă ar fi să ne luăm din punct de vedere al libertății pure, absolute, dar în rest au câștigat, pentru că acolo și-au pus conturile la adăpost, alea pe care le aveau, sigur, bine pitite, și le-a ieșit. Nu spuneți că ei nu trăiau din chirii în continuare numai de aia că erau la pușcărie? Cum să nu? Le gestiona cineva și chestia asta. Deci au ieșit foarte bine. Să eliberezi condiționat pe Giovanni Becali când el a mituit o judecătoare. A recunoscut asta. I-a dat sute de mii de euro alea. Borcea a avut și o relație cu ea. Deci vă dați seama ce oameni erau. Bă, cu propriul judecător, ăla care s-o hotăra soarta, mă. Deci tu și pe ăla ai reușit să-l corupi. Sigur că nu sunt niște lucruri unicat. Și în Statele Unite se întâmplă asta în fiecare zi. Deci în orice democrație a lumii, evident, oamenii sunt coruptibili, oamenii pun botul la așa ceva. Da, ok, dacă îi prinzi și mai și recunosc. Deci Giovanni a recunoscut tată că i-a dat elea șpagă. Tu nu i-ai adăugat nici o zi de pușcărie, de detenție. Și el avea 6 ani și 4 luni. A intrat la pușcărie în 2014, da? Trebuia să iasă în 2020. Deci peste 4 ani trebuia să iasă. Giovanni Becali, care a luat în dosarul transferurilor 6 ani și 4 luni cu executare, iese după 2 ani jumate
deși între timp s-a aflat că și-a mituit judecătoarea, care a dat sentință de achitare într-o primă fază în acest dosar, după care, țineți minte, s-a redeschis dosarul, ei îl amânaseră de peste 40 de ori până când s-a ajuns la achitare, au reușit să o mituiască pe aia, pe Terceanu, s-a redeschis dosarul și au fost atunci băgați cu toții de unul, numai de ciudă. A venit unul sau una, totul judecătoare era de fapt, și le-a dat această sentință cu executare tuturor în acest lot. N-a scăpat unul. Bun, între timp s-a aflat că el și-a mituit judecătoarea. Aia e, după părerea mea, cel mai grav lucru pe care îl poate comite un om după crimă. A crimă ei 20 de ani. Și pentru mituirea judecătorului nu iei 10 ani de pușcărie. Sigur, judecătorul să ia și mai mult, evident. El este mai responsabil decât Giovanni Becali. Da, procesul Gianinei Terceanu este încă pe rol. Nu s-a dat o sentință acolo. Sigur că ea nu mai poate să fie magistrat. Sigur că trebuie să ia ani grei de pușcărie. Bă, da, să-ți mituiești judecătorul cu sute de mii de euro. Să recunoști asta. Și justiția să nu-ți dea nici măcar o zi în plus. Și hai să zicem că nu-i dădea nicio zi în plus. Dar putea să vină judecătorul să spună: domnul Giovanni, cât aveți? 6 ani și 4 luni. Vă rog să executați 6 ani și 4 luni pentru această treabă. Nu să-l scoți, mă, după 2 ani jumate. Când el adunase încă o infracțiune mult mai gravă decât prima. Asta erau bani negri în dosarul transferurilor, da, comisioanele alea ale lor. Nu există agent de ăsta care să nu fi avut la un moment dat vreo problemă cu legea. Da, bun, ne-ai dat acolo, suntem corectă până la urmă, sigur, pentru ansamblu operei nu-i puțin deloc, la cât făcuseră ei în viața lor. Bă, dar după asta cu judecătoarea, tu să vii să-i dai drumul după 2 ani, ce rușine monumentală. Da, asta chiar că n-are echivalent. Gian Becali va fi eliberat condiționat. Imagine, sigur, ce ne-am văzut noi pe realitatea erau de arhivă, el urmează să iasă în cursul acestei zile, dar încă o dată decizia este definitivă. Așa, va fi pus în libertate după ce tribunalul Ilfov i-a admis contestația la decizia inițială prin care se respinsese cererea de eliberare condiționată. Tribunalul Ilfov a dispus eliberarea condiționată în cazul omului de afaceri Ioan Becali, acesta urmă să fie pus în libertate în cursul zilei de astăzi. Inițial, judecătoria sectorului 4 respinsese cererea, acesta contestându-l la tribunalul Ilfov. Am sub sechestru un bloc. Voi analiza cât le revine soției și copiilor. Problema mea nu e că mă eliberați sau nu. Problema mea e de sănătate. Nu vreau să mor în penitenciar, spunea Giovanni. Vreau să mor în brațele familiei. Nu înțeleg care familie. Când omul tău de bază, da, practic principalul membru al familiei, fratele tău, era lângă tine în pușcărie. Care familie? Nevasta și copiii cu care n-aveai nicio treabă? Și este absolut aiurea. Cel mai apropiat membru al familiei de Giovanni era fratele lui. Am scris 3 cărți într-un an, nu în 5 zile ca alții, a zis Giovanni. Sunt cărți scrise din viața mea. Am mare încredere în judecător, m-am comportat bine. Comisia cred că a observat comportamentul meu. Ioan Becali a fost condamnat așa în martie 2014, 6 ani și 4 luni. Bă, dar n-a stat nici măcar jumătate din pedeapsă. Fenomenal. În legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale în transferul unui fotbalist, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și peste 10 milioane de dolari în dauna a 4 cluburi de fotbal. Să spune aici. Ce extraordinar, în orice caz. Deci va fi eliberat marele Giovanni, confirmă Gazeta și Prosportul, o informație preluată de la Realitatea TV pe micul ecran. Ioan Becali eliberat condiționat, scrie și DigiSport, 6 dintre cei 8 condamnați în dosarul transferurilor sunt în momentul de față în libertate. Vom reveni cu amănunte, deci abia dacă a apărut pe Digi știrea, mișcă foarte greu ăștia. La TV era de peste 20 de minute. În orice caz, luăm o pauză, fraților, și ne întoarcem în lumea rezultatelor, a comentariilor. O seară penibilă ieri în Champions League. Revenim. Ne-am întors în direct în Liga Campionilor. Ce farsă!
totuși ieri. Hoțugan a arbitrat Barcelona Celtic. Sigur, nu putem să imputăm faptul că la 1-0 pentru Barcelona a dat penalti pentru scoțieni. În minutul 24 Dembélé a ratat, dar nu e Usman Dembélé care a trecut de la Rennes la Borussia Dortmund, ci un alt client mai puțin cunoscut în lumea fotbalului, Moussa Dembélé. El pretinde că avea 20 de ani. Păi, băiatule, la 20 de ani tu bați penalti când ești condus pe nou cam cu 1-0 în Champions League. Unde ți-e capul, mă? Deci aici, atenție, informația se împarte în două. Ori Usman Dembélé n-are 20 de ani, ci 30 de ani, cum este firesc, și înseamnă că cei de la Celtic știau că de fapt el a mințit. Sau până la urmă le-a spus la un moment dat, după ce a semnat contractul, bă, știți, v-am păcălit, eu n-am 20 de ani, dar am făcut asta ca să obțin 5 ani de contract, am 30 de ani, merg spre 34. Deci asta unul la mână, și atunci a zis, băi, bătrân, e cel mai bătrân de la noi, îl lăsăm să bată pe el că e mai experimentat, sau sunt împiți. Pur și simplu sunt împiți. Deci le-a dat Hoțugan, le-a pus-o pe VAR la 1-0 pentru Barcelona. Barcelona, așa cum spuneam și noi ieri, după ce s-a menajat cu Deportivo Alaves, a jucat serios cu Celtic și le-a dat 7. A ratat Dembélé. Eu zic că e mai bine că a ratat, pentru că în cazul în care ar fi transformat penaltiul, îi bătea mai rău, le dădea 10. Messi a dat 2-0 practic la 2 minute după acest penalti. 2-0 la pauză, apoi a făcut Neymar 3-0. Iniesta, care are 55 de ani și care joacă câteva minute în fiecare meci, așa a făcut și cu Alaves, a intrat abia la pauză în locul lui Rakitic, care avea cartonaș. A dat, sigur, și Iniesta o boabă, a dat și câteva pase de gol, probabil. Deci Neymar a făcut 3-0 în minutul 50, și apoi Iniesta 4-0, Messi 5-0, până în minutul 60 era 5-0. Deci în primul sfert de oră, din repriza a doua, Barça a marcat mai mult decât în toată prima repriză. După care Suarez a dat și el o dublă pe final, ca să-i mai ierte lumea după catastrofa cu Alaves. 7-0, triplă Messi așadar, dublă Suarez, goluri Neymar și Iniesta. Celtic a rămas cu acest penalti ratat. Spuneam de Celtic că nu ia mai mult de un punct ieri în această grupă. O să vedem dacă îl ia și pe ăla, după această înfrângere, într-adevăr, nedemnă pentru o echipă în Liga Campionilor. Cealaltă partidă nu s-a disputat, Manchester City și Gladbach vor juca astăzi. Ieri a fost o ușurare pentru televiziune, astăzi va fi o problemă, pentru că meciul trebuie televizat, este o partidă de top. N-am urmărit exact cum și-au adaptat radiodifuzorii noștri, adică Dolce Sport, situația, întrucât meciul merită văzut, o partidă echilibrată care l-are totuși în prim plan pe Pep Guardiola cu mașinăria lui în fața unei echipe germane care a mai căpătat, credem, ceva experiență în Liga Campionilor față de ultimele peripeții. Gladbach totuși un nume nou în această competiție. În grupa A, ambele partide s-au terminat la egalitate 1-1. Paris Saint-Germain, deși a jucat elegant cu Arsenal, și-a avut 35 de ocazii de gol, n-a reușit să câștige. Sigur că pentru Unai Emery este încă o palmă. Echipa deocamdată nu funcționează nici în campionat, iată, nici în ligă. 20 de clase între PSG și Arsenal, putem să spunem. Deci dacă era Barcelona, îi bătea cu 7-0 pe Arsenal. Cavani a reușit chiar și isprava de a rata singur cu poarta goală după ce l-a depășit pe portar. Au fost niște ocazii monumentale, nici din 2 metri n-au reușit cei de la PSG să marcheze, după ce în secunda 42 centrarea lui Aurier complet liber i-a permis lui Cavani să deschidă scor. Până la urmă, Arsenal, care sigur e o echipă de experiență în Champions League, a reușit să marcheze prin Alexis Sanchez la o bâlbâială în apărare. Mingea a fost contrată de câteva ori, i-a venit pe șut lui Alexis Sanchez, care a egalat în 78. PSG mai avea timp să mai înscrie odată, dar n-a mai reușit să o facă. Schimbările lui Emery au fost modeste toate trei. Thiago Motta în locul lui Rabiot e o prostie. Pastore în locul lui Krišoviak e prea târziu,
în minutul 79, iar Meunier în locul lui Aurier în minutul 84 e post pe post. Iarăși o prostie. Serge Aurier, fundașul dreapta ivorian, a fost considerat cel mai bun de pe teren în această partidă, un meci sublim, cum scrie echipa lui Aurier, care totuși n-a mai putut. În 84 a fost înlocuit. Marco Verratti și Olivier Giroud au fost expulzați pe final, ceea ce este dificil de admis pentru ambele echipe. S-au luat ușor așa la harță cei doi, iar Kashai, Hoțugan a fost la Barça Celtic, Victor Kashai, din prea mult zel, totuși i-a expulzat pe amândoi. Asta va conta pentru meciurile următoare, nici Giroud și nici Verratti neputând să evolueze în runda a doua în această grupă, care bineînțeles nu este compromisă niciun fel pentru PSG și Arsenal, mai ales că în celălalt meci al grupei, așa cum anticipam oarecum ieri, n-am fost depășiți de evenimente la jocul de pe St. Jakob Park, 1-1 între Basilea și Ludogoreț, după ce bulgarii au deschis scorul la finalul primei reprize prin Cafu. Ștefan a egalat în minutul 80 pentru Basel, 1-1, un rezultat modest, mai ales pentru elvețieni, dar modest pentru toată lumea, întrucât fără să joace practic PSG și Arsenal au trecut de un hop important, în sensul în care dacă nici măcar între ei Basel și Ludogorets nu iau puncte, adică să zicem că una dintre ele ar fi făcut 6 puncte, aia era deja destul de echilibrată grupa, pentru că atunci orice victorie pe care echipa respectivă o avea în 4 meciuri cu Arsenal sau cu PSG ar fi putut să complice un pic grupa. Ori așa, gata, Basel și Ludogorets, chiar dacă în retur una dintre ele va câștiga mai mult de 4 puncte, nu va avea respectiva echipă, n-ai cum să te mai califici, deci socotelile au fost bine făcute de noi. 4 puncte, să zicem, pentru bulgari, da, care vor juca acasă, să zicem că-i bat. Sigur că în cazul în care se termină egal în Bulgaria, nici nu mai contează. Dar cu 4 puncte, de unde să te mai... Deci trebuie cel puțin 10 într-o astfel de grupă ca să te califici. Deci tu trebuie să iei 6 puncte cu Arsenal și cu Paris Saint-Germain. N-ai nicio șansă. Deci pe undeva PSG se consolează cu acest eșec între Basel și Ludogoreț, care încă o dată spun nu le afectează planurile celor două mari echipe, bineînțeles acestea dacă ratează calificarea într-o astfel de grupă închid taraba, deci este ceva, ar fi cea mai mare rușine din istoria Ligii Campionilor într-o astfel de grupă să nu te califici. Urmează Arsenal cu Basel runda a doua și Ludogoreț cu PSG pe data de 28 septembrie. În grupa B, Napoli a câștigat la Kiev după ce a fost condusă. Un început favorabil gazdelor, gol al lui Garmaș în minutul 26, pe care polonezul Milik, venit în această vară de la Ajax, a dat o dublă pentru Napoli pe final de repriză. S-a jucat la Kiev pe stadionul Olimpic, 35.000 de oameni. În repriza a doua, Sidorciuc a fost expulzat pentru al doilea galben în jurul minutului 70, nu s-a mai profitat însă de această situație. Napoletanii n-au forțat pe final, au jucat italienește, deși i-au introdus pe Insigne și pe Gabbiadini în ultimele 20 de minute, mai mult ca să conserve avantajul, să țină mingea, decât pentru altceva. O victorie enormă pentru Napoli în această grupă, unde spuneam Dinamo Kiev, recent calificată în dauna lui FC Porto din grupele Champions League, făcea figură totuși de echipă complicată. Celălalt meci iarăși le-a ieșit napolitanilor. Benfica n-a putut să bată acasă pe Beşiktaş 1-1, două puncte pe care Benfica le pierde grosolan. Egalarea a venit în minutul 93 de la Talisca. Acesta a intrat abia la pauză, Anderson Talisca, un brazilian de 22 de ani. Este cel care egalează pentru Beşiktaş, după ce gazdele se îndreptau spre un succes banal. Gol marcat de Cervi în minutul 12, o victorie așteptată pe Stadiul Daluj. Însă până la urmă
în finalul prelungirilor Beşiktaş a egalat, un punct mare pentru turcaleți, bani evident din acest punct. Benfica însă, contrariată de acest rezultat, se va deplasa la Napoli în runda a doua. Napoletanii, îmi permit să spun, practic deja calificați după această victorie de la Kiev. Într-o asemenea grupă lucrurile sunt deja evidente, dar între celelalte echipe, chiar și Dinamo Kiev, bineînțeles, poate să pretindă la mai mult. Benfica și Beşiktaşul nu sunt echipe grele. După mine, turcii n-au nicio șansă să bată pe nimeni în această grupă, deci calificarea lor nu cred că este posibilă. În fine, ajungem în grupa D, unde Bayern München a jucat acasă cu FK Rostov. Din păcate, cum se întâmplă de obicei în fotbalul ăsta al nesimțiților, arbitru Taylor i-a pus-o pe VAR lui Bayern, care nu reușise timp de 28 de minute să marcheze cu FK Rostov, ceea ce era deja săcăitor pentru toată lumea, 70.000 de oameni pe Allianz Arena. Lewandowski sigur a transformat penaltiul, după care pe finalul reprizei, întinsă și ea cât s-a putut, Thomas Müller a dat al doilea gol. Deci a fost o minciună. Evident, în condițiile astea, în repriza a doua, Kimmich a dat o dublă între 53 și 60 și apoi Bernat, din pasa eternului Franck Ribéry, a făcut 5-0. Joshua Kimmich, fundaș, mijlocaș, în fine, unde îl folosești, 21 de ani, care a marcat și în campionat deja pentru Bayern, devine, iată, o atracție acestui început de sezon. Kimmich a jucat mijlocaș în acest meci. N-aș putea să spun după aranjarea de aici exact pe ce post la mijlocul terenului, dar e, iată, o speranță. Mijlocaș stânga, dacă mă uit bine aici, așa ar trebui să fie. În fine, el poate să joace și fundaș în orice caz, e un element interesant pentru Bayern în noua evoluția sa. Un Bayern altfel condus de Carlo Ancelotti, nu spectaculos în primul 11, Robben, Boateng și Bacstuber au fost absenți, Lam, Xavi Alonso, Bernat, Franck Ribéry sau portughezul Sanchez, doar rezerve. Condițiile astea, Ancelotti a bricolat și el. O echipă, încă o dată spun, nu foarte spectaculoasă pe teren. Neuer, Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba, Kimmich, Vidal, Alcantara, Müller, Lewandowski și Costa. Ăsta a fost. Brazilian Douglas Costa, așadar titular în 11-le lui Bayern, fostul jucător al Shakhtarului, a debutat, dar încă o dată nu știm exact starea și forma fizică a tuturor jucătorilor. Bayern a făcut 3 modificări în partea a doua a meciului. Bernat, care a și marcat, a intrat în locul lui Hummels, apoi Ribéry în locul lui Douglas Costa și portughezul Sanchez, introdus în minutul 71 în locul lui Alcantara. La FK Rostov, prepeliță a intrat în minutul 64, când scorul era de 3-0 pentru, nu, de 4-0 pentru Bayern. Deci ăsta este rolul lui Prepeliță la Rostov, intră la 4-0 pentru adversar. În celălalt meci al acestei grupe, PSV Eindhoven a fost învinsă pe teren propriu de Atletico de Madrid. Până la urmă, nu s-a întâmplat nicio bombă aici. Gazdele au ratat totuși un penalti prin Guardado în prelungirile primei reprize, penalti dictat de englezul Atkinson, după ce Atletico de Madrid prin Saul Niez deschisese scorul în mijlocul primei reprize. Sigur, un stat obișnuit de așteptat pentru Champions League, unde Atletico este o echipă de calibru. Eindhoven, spuneam că este o necunoscută. Și așa s-a și întâmplat până la urmă. N-a fost o victorie chiar atât de comodă a lui Atletico, dar odată consfințită, sigur, ea califică echipa madrilenă în proporție de 99% pentru faza următoare, întrucât dacă ai bătut la Eindhoven, nu o să te încurci neapărat de FK Rostov.
Deci grupa tinde să devină și ea foarte simplistă. O pierdere de vreme așadar această Champions League, într-adevăr. Discutam și ieri seara după emisiunea de la TV cu Dan Bâra. Corect ar fi ca în Liga Campionilor grei să joace numai între ei. Driver, să existe o ligă în care aceste echipe să se întâlnească numai între ele. Grei absoluți. Adică Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City. Dacă vor să-i primească și pe PSG, foarte bine. Numai ăștia, Manchester United, Chelsea, numai numele grele, în orice caz, din fiecare campionat. Dacă vor, Borussia Dortmund, oricum, din Franța o singură echipă, evident, doar PSG-ul. Că pe aia, dacă vrei să-i furi, poți să-i furi, adică dă-i dracului. Dar să fie numai hoți între ei. Juventus, bineînțeles, să nu uităm, să nu mai existe chestia asta. Acolo, gata, nu mai poți să vii să spui, bă, m-a furat. Și să joace sistem campionat. Să facă 10 echipe și Liga Campionilor să fie sistem campionat 18 etape, barosanii ăștia între ei. Da? An de an aceleași echipe, figur, fără promovare și retrogradare, până n-ajunge unul să fie mare sculă. În rest să desfășoare competiția cealaltă în paralel. Asta să fie Superliga Campionilor sau Liga Campionilor Plus și asta altă să fie Liga Campionilor. Nu restul. Dar ăștia, ca să nu se mai încurce, pentru că meciurile n-au niciun rost. Da? Oricum te fură arbitru, dacă nu reușesc să te bată ăia pe bune, te ajută arbitru. Și totul este la mâna unui individ corupt, de cele mai multe ori. Nu e normal să fie așa. Deci echipele astea alte fac figurație pe teren. Ce plăcere să fie să te duci la un asemenea meci. Păi nu mai bine vedeai direct Bayernul cu Atletico Madrid în grupa asta. Lasă-i să se ciondănească între ei, că acolo gata, nu mai merge chiar așa. Bă, i-a pus-o pe vară, minutul 20, i-a descumpănit pe aia. E nu, adversarul poate să reacționeze, primește și ăla un 11 metri, că și ăla-i doldura de bani. Da? Chiar dacă nu primește, are mijloace să revină în joc. Deci mi se pare mult mai normal, mult mai echilibrat să asistăm la meciuri între echipe de aceeași forță. Pentru că ăștia sunt cu bugetele uriașe și cu șpaga. Vine arbitru un tântălău de ăsta de prin Belarus să arbitreze Realul cu o echipă de ăsta de 2 lei, păi ce, are el curajul să-i fure pe... Niciodată. Toate meciurile se desfășoară exact la fel. Și chiar dacă n-ar fi hoție, meci de meci, să spunem, a spune prin absurd că ar fi meciuri în care unul ar arbitra corect, că n-ar avea de ce să fure. Dau ăia două goluri. Fără ca arbitru să poată interveni în vreun fel în primele 10 minute și nu mai ești obligat să-i furi. Poți arbitra corect. Dar pentru ce să văd un meci de genul ăsta? Barcelona cu Celtic sau Bayern München cu Ludogoreț Razgrad? Pentru ce să văd meciul ăsta? Evident că ideal ar fi să vezi numai meciuri tari. Acolo bădetul sigur ar ieși cum trebuie. Ceilalți să joace într-o categorie unde își permit. Dacă nu-ți permiți, nu poți să joci cu ăștia, pentru că oricum n-ai nicio șansă. Sistemul este făcut să-i apere pe ei. Ne întoarcem după o pauză. Nici nu-mi mai aminteam pe asta cu spălatul pe cap, într-adevăr. Deși, dacă stăm să o analizăm la bani mărunți, am tot făcut-o, șansele ca baba aia să se fi spălat vreodată pe cap sunt nule. Și întrebarea era oricum aiurea, cum să te speli pe cap când ești o asemenea babă? Păi, în primul rând, nu știu dacă înțelegi că ai cap, ce să speli la el. Da, e greu să-ți vină prin cap ideea că ai avea un cap. Ai, speli în curte, dai de mâncare la găini, bineînțeles, mai mătură, dar să te speli pe cap. E extrem de complicat, deci nu. Chiar și întrebarea era deja, bine că n-a întrebat-o, dar dumneavoastră, unde, pe ce etajeră țineți în sufragerie biscuiții pentru cafea? Ce-s astea? Știți că pe vremuri așa era. Familiile burgheze, în anii interbelici în București, n-aveai cum să nu, deci aveai biscuiți special pentru cafea, existau pe vremea aia. Fiecare dată când aveai musafiri, scoteai biscuiții respectivi, aduceai cafeaua, era un adevărat ritual, tot așa cum era și cu dulceața și cu șerbetul,
fiecare cu tradiția lui. Deci nu se putea bea cafea fără biscuite pentru cafea. Să întrebă baba aia, de exemplu, și aia să spună: în chivniță îi țin. Da? Păi unde să-i țină dacă n-are sufragerie? Bun, ne întoarcem la Liga Campionilor. Sunt astăzi meciuri și chiar mai multe decât au fost ieri, spuneam, prin reprogramarea partidei de la Manchester. Tottenham apare aici că nu joacă pe stadionul său acest meci, ci pe Wembley. Lipsește Rose la Tottenham, Benjamin Mendy accidentat la Monaco și cu semnul întrebării prezența portarului Subasic. Un meci mare Tottenham-Monaco, dar haideți să le luăm pe rând în urma grupelor pe care le avem sub nas. Manchester City cu Gladbach, spuneam, este din grupa C, acolo unde Barcelona a zdrobit-o ieri pe Celtic. În grupa E, pe lângă Tottenham-Monaco, meci interesant, dar echipe de zona 2, sigur, în Liga Campionilor, nu favorite la cucerirea trofeului. În această grupă echilibrată, unde chiar discutam mai devreme de jocul Leverkusen-CSKA Moscova în pauza publicitară, cotă bunicică, cică, pentru un gol marcat în deplasare de CSKA, dar după părerea mea nu e evident. Leverkusen sigur că nu este în maximum de formă, dar Liga Campionilor e diferită de campionat. Îi văd pe Leverkusen bătându-i pe ruși la piele în acest meci, văd pe Leverkusen bine în Champions League. Îi văd plecând spre calificare în grupa asta complicată. CSKA Moscova este a doua oară la rând într-o astfel de grupă, după ce a trăit aceleași senzații aproape cu Manchester United, Wolfsburg și PSV Eindhoven și nu s-a calificat, dar a fost în cărți acolo. Sau s-a calificat? Știu că Wolfsburg a mers mai departe, că s-a întâlnit după aia cu Real Madrid. Manchester United nu s-a calificat. Tocmai ziceam că a ratat calificarea în ultima etapă. Deci mai erau CSKA-ul și Eindhoven. Nu, Eindhoven s-a calificat. Așa e, nu. CSKA n-a mers mai departe. E bun, ar putea să meargă de data asta, deși șansele sunt tot așa de mici ca și atunci. Tottenham și Monaco s-au întâlnit în ediția trecută în Europa League și i-a călcat în picioare Tottenham. Acum sunt în aceeași grupă în Liga Campionilor. Monaco însă un pic mai matură. Jardim a reușit să-și placeze jaloanele. Este un antrenor echilibrat, bun tactician. O mare reușită pentru Monaco. Aproape tot proiectul rușilor care conduc AS Monaco se învârte în jurul lui Leonardo Jardim, fostul antrenor al lui Sporting. Ei n-au mari vedete, dar l-au pe Falcao, n-au reușit să-l mai placeze nicăieri. Am văzut astăzi o statistică ucigătoare în presa franceză. Știți când a fost ultimul meci al lui Falcao în Liga Campionilor? Ia să vedem dacă ăștia știu. Cezare, când a fost, mă, ultimul meci al lui Falcao în Champions League? Ia să vedem dacă știi. Când s-a întâmplat asta? Îți spun eu când. Cu 4 ani înainte să intre Giovanni la pârnaie. Deci ultima dată când Falcao a jucat un meci de Liga Campionilor se întâmpla acum mai bine de 6 ani. E bine, va juca. Da, el era unde era atunci. Va juca în această seară, se pare, în partida cu Tottenham din deplasare. Deci asta este... Evident că nimeni n-ar fi putut să dea un răspuns corect la această întrebare. Păi acolo, da, acum 6 ani a fost ultimul meci de ligă, de Champions League. Da. În fine, o să vedem dacă va juca, dar asta este statistica. Atâta timp a trecut de la ultimul său meci în această competiție. Și meciuri echilibrate în grupa E, meci interesant și în grupa C, Restanța City Gladbach. Mai departe în grupa F, unde Real Madrid și Borussia Dortmund ar trebui să se plimbe, germanii joacă pe terenul campioanei Poloniei, deci avem Legia Borussia Dortmund,
nu un meci ispititor, iar Real întâlnește acasă pe Sporting, o partidă, sigur, bine văzută, întrucât rivalitatea asta între spanioli și portughezi este pe deplin cunoscută. O cotă de 15 are Sporting dacă se impune. Navas și Isco ar lipsi la Real Madrid. Bun, hai să totuși aruncăm o privire până la urmă asupra partidelor televizate de băieții de la Dolce. Pro TV-ul a dat și el un meci ieri, dar uite aici că scrie pe site-ul Dolce Sport: va mai fi judecat pentru o presupusă mită dată unei judecătoare. Nu e nicio presupusă mită, el a recunoscut că a dat. Și asta știm cu toții, că n-a fost judecat. Asta și spuneam mai devreme, ce imbecilă e legea. Dacă omul recunoaște că i-a dat mită alea, eu nu zic că trebuie să-l consider vinovat până la proces, dar bă, ține-l în pușcărie atâta timp cât el mai avea de ispășit peste 4 ani. El e deja în arest, da? Adică, în pușcărie. Păi, recunoaște că i-a dat mită alea. Mai are de ispășit 4 ani și ceva și tu îl eliberezi pentru bună conduită. Păi unde-i logica aici? Ca după aia să încerci să-l mai aduci eventual înapoi. Da, dar e în câștigul lui. Iese el bine. Pentru că acum va trăgăna procesul ăsta iarăși câțiva ani. Timp în care va fi liber în loc să stea la pușcărie. Că doar a recunoscut că i-a dat mită alea. Ce o să vină acum la proces? O să spună nu i-a mai dat. Ia să vedem, citisem ieri programul meciului din Liga Campionilor, dar mă gândeam că totuși avem vreun update pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Haideți să vedem că lucrurile într-adevăr așa stau. Real Madrid Sporting pe 1, Juventus Sevilla pe 2, n-am ajuns încă la grupa asta, Tottenham Monaco pe 3 și City Gladbach pe 4. Țineți minte de ieri că pe Dolce Sport 4 apărea Legia cu Dortmund. Gata, acest meci nu va mai fi decât pe site odată ce City și-a reprogramat partida, că nu sunt decât 4 canale Dolce Sport. La un moment dat vorbeau de 5 și de 6, dar alea se pare că nu sunt încă funcționale. Noi ne așteptam să fie. Ele au intrat în circuit, dar numai pe anumite rețele și de fapt înlocuiesc Dolce Sport 1 și 2, nu știu, eu aiureală, n-am priceput foarte clar. Continuăm să vedem ce se întâmplă în Liga Campionilor. Deci, în grupa F, Legia Dortmund și Real Sporting. În grupa G, nu se televizează niciun meci. Elve sunt două partide plictisitoare. E o grupă absolut lamentabilă aceasta. N-am apucat încă să vorbim despre ea. Meciurile de astăzi sunt Brugge-Leicester și respectiv Porto-Copenhaga. Dom'le, dacă Porto nu iese nici din grupa asta, că bănetul e la fel de larg și de îndestulător pentru toată lumea, trebuie să iasă neapărat Porto de aici. Trebuie să iasă. E bine, cealaltă calificată ar trebui să fie totuși campioana Angliei, care se plasează pe trenul lui Brugge în această seară. Bun, Leicester. Să vedem absențe. Mendy. E fost un Mendy de la Nice. Schlupp și Simpson lipsesc la Leicester. Non Palis Mendy a făcut un sezon excelent la Nice anul trecut, 24 de ani. Ar fi pe lista absenților la acest joc. Jocul. Gazdele urmând să fie private doar de israelianul Rafaelov, după cum anunță presa. Bun, în celălalt meci spuneam Porto favorită cu FC Copenhaga. În grupa H, în fine, Lyon, Dinamo Zagreb, știți că cele două s-au mai întâlnit pe vremea când Jean-Michel Aulas trăgea toate sforile posibile. Au câștigat cu 7-1 Lyon de plasare la Zagreb, că aveau nevoie de scorul ăsta ca să se califice și nimeni n-a intervenit niciodată împotriva lor. Eu aș fi radiat din cupele europene după așa ceva, măcar vreo 5 ani. Iar în celălalt meci, Juventus joacă cu Sevilla, meci tare, pentru că San Paul ăsta este neînvins,
de când a venit la Sevilla, echipa a produs, cu excepția ultimei partide catastrofale cu Las Palmas, a produs un fotbal interesant. Lipsesc Marchisio și Sturaro la Juve, respectiv Colo Gejčak, Samir Nasri sau Krondeli, între alții, la Sevilla. Krondeli nu este nici el apt, de altfel n-a jucat nici în campionat. Oricum, Juve mare favorită, o cotă de 1,5 față de 7,5 cât are Sevilla. Grupă din care Lyon n-ar trebui să iasă. Marea șansă a celor de la Lyon este să continue în Europa League, debarasându-se de Dinamo Zagreb pe cât posibil. Prietenilor i-au ajutat atunci până în plăsele să se califice. Deci, o seară cu 9 meciuri în Liga Campionilor, lucru rar, evident, pentru că împărțeala întotdeauna este exactă și meciurile amânate de pe o zi pe alta nu sunt curente în Champions League. Pe tabelul acestei zile, în afară de câteva partide de prin Cupa României, într-adevăr, ăsta ne roade și pe noi, Sebiș cu performanța Ighiu, și că să joci 1x ai avea o cotă de 1.03. Da, sunt fir firei și ăia. Lorin Chivulete l-ar fi luat 1x. Asta, performanța Ighiu l-ar fi scos ăia. Nu dea un gol. Se joacă cu o minge de cârpă, am uitat să vă spun. E o minge de nea cu șiret de pe vremuri, pentru că la cererea acestor echipe de Maidan, evident, Federația a admis așa ceva, în cazul în care, atenție, o precizare foarte importantă, cazul în care nu se găsesc suficiente mingi cu șiret, se vor cumpăra mingi de 18 lei. Deci se va juca cu mingi de plastic. Numai bune pentru așa ceva. Mingea de 18 celebră, roșie cu buline albe sau roșie cu buline negre sau albastre, sau au toate combinațiile posibile acolo, dar roșu cu buline albe, astea au cele mai clasice și astea, chiar dacă vor fi sparte, să aduc de la cooperativă altele. De ce să folosești ultimul Artex în vigoare pentru un meci de Cupa României la care nu evoluează decât echipe de categorie inferioare? De exemplu, avem un meci între Zalău și Reghin. Pe vremuri numai în Cupa României se puteau întâlni, pentru că avântul avea echipă și în Liga 2 a fost avântul Reghin. Era chiar o pepinieră la un moment dat pentru ASEA Târgu Mureș. Echipă solidă la Reghin, nu băteai la Reghin foarte rar. Păi au ajuns în Liga 3 încet încet, dar au fost și de Liga 2. Zalău n-avea echipă. Armătura Zalău a avut o perioadă de Liga 2, atunci când Liga 2 avea sigur 3 serii. Era în seria 3, Armătura Zalău, dar s-au dus destul de repede. Niciodată Sălajul n-a avut o mare echipă de fotbal. Nu este un județ de fotbal, e un județ mic. A dat însă un horticultor, de seamă, primul horticultor al țării vine de acolo. Ăștia numai în Cupa României se puteau întâlni, Zalău cu Reghinu, și ieșeau, se dădea la joale rău de tot. Da, ce ar fi fost un mini derby de ăsta incandescent, deși niciuna dintre echipe sigur n-avea vreo ambiție să ajungă foarte departe în competiție, dar s-ar fi jucat. Pe vremuri fotbalul era altceva. Juca cu mingile la grele, dacă dădeai un cap cu una din aia, te dura capul 2 săptămâni. Așa era. Deci se revine în acest an în Cupa României la această manieră, la această metodă de a juca de pe timpuri. Doar o crește un pic și spectaculozitatea jocul. Bun, ne întoarcem după o pauză. Din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă, și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne-am întors în direct pentru finalul emisiunii. Avem un telefon, ni se spune, un ascultător care ne urmărea din pauza publicitară. Poftiți!
Vă salut, domnul Radu. Trăiți. Mă auziți? Vă aud. Legat de subiectul cu meciurile și televizorile din Rețeaua Dolce, da, cu 5 și 6. Da. Lista Dolce Sport 5 și 6, în rețeaua asta, dacă vă spune ceva, da, o rețea din sudul României, în general. Da, o știu. Iar aceste două programe, 5 și 6, au intrat odată cu începutul campionatului european, în bara aceasta. Da. Cu o zi înainte de debutul campionatului. Pentru că cu o zi înainte exista în rețeaua asta Dolce Sport 1 și 2. Da, și au înlocuit aceste canale. Da. În preziua începutului campionatului au intrat 5 și 6. Am sunat la rețeaua respectivă asta, pentru că sunt abonat, și mi s-a spus că toate meciurile de la campionatul european vor fi transmise pe 5 și 6. Eu așteptam să le văd pe 1 și 2. Da. În acest moment, după încheierea campionatului european, ce fac bine și nu știu dacă exact Dolce face lucrul ăsta sau cei de la asta. Cei de la Dolce fac, știu povestea. Transmit doar anumite meciuri care sunt pe 1 și 2, pe programele 5 și 6. Da. De exemplu, cum s-a întâmplat săptămâna trecută cu Steaua Botoșani, care a fost. Așa. Numai că acum că începând Liga Campionilor, aseară, pe Dolce Sport 5, am reușit să văd, și cred că și cei care sunt abonați la fel ca mine, la asta, am reușit să văd doar studioul dinaintea meciului, după care, dintre pauza publicitară sau, mă rog, pauza în care se face legătura cu comentatorii sau, mă rog, cred că înțelege ceva să spun, da, după care îmi vine o reluare din fotbal american. Da, 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 știu, știu. Campionatul Ligia 2, așa de din ăsta. Deci bazocura este mare. Da, asta vreau să spun, că dumneavoastră ați prezentat situația. Deci n-ați văzut campionatul european? Nu, ați înțeles, l-am văzut integral. A, s-au dat pe cele două? Exact. Oh, tot a fost ok. Eu credeam că Dolce nu difuzează campionatul european pe... A fost integral. Mm-hmm. Numai că, v-am spus, acum Liga 1 și, mă rog, Liga Cupa României, pe ce mai au ei, transmit doar anumite meciuri. Nu știu cine și cum decide ce meciuri se văd pe 5 și pe 6. Da. Eu am legătură cu Liga Campionilor, asta se... Așa se procedează. Deci Liga Campionilor nu o vedeți? Momentan nu. Da, păi știți care era discuția atunci... apropo de aceste canale și de ce sunt ele așa, pentru că Dolce, cum ar veni, exportă aceste canale, deci canalele sale de sport, Telecomul, sau mă rog, Telecomul, exportă aceste canale de sport către alți operatori, că toată lumea zice, bă, eu sunt abonat la nu știu ce operator și nu prind canalele alea. Dar pe de altă parte, ăia nu plătesc o sumă suficient de mare, cât să obțină toate transmisiunile. Și atunci, decât să nu vezi nimic, tu abonat la ACTA, care nu vedeai canalele Telecom, n-avea nicio șansă așa, ei ți le dau totuși, dar nu conținutul integral. Exact. Deci faptul că ați văzut campionatul european e mare lucru. Pentru că eu mă așteptam ca ei să nu-l difuzeze pe astea. Exact, să vedeți, Rangel, întotdeauna să renunți la contactul cu asta, pentru că... Sincer, să nu mă interesează de campionat, mai puțin Liga 1 și Cupa României și toate. Da. Trăsirea. Bun, eu ce vă spuneam, asta era doar un fel de zvon ce se vorbea atunci. Deci e un contract făcut, dar nu până la capăt. Adică el nu-ți permite să vezi exact ce vede abonatul Telecom. Dar totuși ai posibilitatea, într-adevăr, să vezi niște transmisiuni. Deci ei au plătit o sumă, s-au înțeles la o sumă, Telecomul era mulțumit că tot câștiga ceva exportând canalele astea decât să nu ia niciun ban, dar nici nu dau ăia într-atât încât să plătească, să primească abonaților moca toate investițiile Dolce Sport. Adică Dolce băgând sume considerabile, Telecomul băgând sume considerabile în achiziția acestor programe de sport, chipurile un abonat de la o altă societate nu merită să vadă toate alea, investiția nefiind a firmei lui de cablu. Asta e ideea. Bine, vă mulțumesc și sper că v-a fost utilă precizările. Sigur, foarte bună, foarte bună precizarea, mulțumim. O zi bună. O zi bună. Acum o să vă explic și eu, sigur, chiar dacă poate interesul nu e atât de mare, pentru că nu este o rețea românească. Cum am văzut eu, de exemplu,
în concediu în Africa programele europene. Deci acolo emitea Canal Plus, da? Era Canal Plus Sport, exact același ca și în Franța. Canal Plus Sport nu are decât un singur canal. Deci nu e ca Digi sau ca Dolce să aibă câte patru. Da, Canal Plus este o televiziune generalistă, dar codată, care are un canal de sport, acesta se numește Canal Plus Sport. Ei bine, în aceste țări africane, nu neapărat francofone, bă, nu trebuie să fii francofon, dacă ești băiat deștept, poți să achiziționezi orice canal. Deci acolo era satelitul pe care îl avem și noi și respectivii cabliști din Africa Australă preluau canalele străine, europene, între care sigur și Canal Plus. E bine, pentru Africa era o situație ieșită din comun. Deci Canal Plus Sport mai avea două canale, Canal Plus Sport 2 și Canal Plus Sport 3, unde vedea, atenție, telespectatorul numai african, și meciuri pe care francezii nu le vedeau pe aceste canale. Cele erau distribuite numai pentru Africa. De exemplu, Premier League, care din acest sezon nu mai este la Canal Plus, a fost preluată de SFR, un alt operator care a intervenit acum pe piață, aveau telefonie mobilă, un fel de Orange de la noi, da? Aveau telefonie mobilă și au făcut televiziune. Și ca să dea lovitura, să impresioneze cu ceva, au cumpărat Premier League și au făcut un canal de sport ei, SFR Sport, și au cumpărat campionatul Angliei. Deci în Franța trebuie să te abonezi la SFR ca să mai vezi meciurile din Premier League. Mare scandal, bineînțeles, pentru că ăia sunt abia la început, sunt un operator mic, în fine. E bine, în Africa, Canal Plus Sport prelua formidabilă chestiunea numai pentru Africa, deci tu nu vedeai în Franța meciurile respective, deși era tot canalul lor. Când se termina meciul, erau reclame tot la Canal Plus, da? Aveau alte programe pur și simplu, era extraordinar de comod. Deci pe aceste două canale suplimentare nu puteai să scapi niciun meci. I-am și spus lui Sile, când a venit seara de Champions League, Canal Plus Sport 2 ăsta a transmis exact Steaua cu Manchester City. Meci pe care îl puteai vedea pe continentul african. Ce excepțională chestia. Ăia stau la... Dacă au niște bănuți, sigur, în principiu nu prea au, e sărăcie mare acolo, dar cei care strâng niște bănuți și se abonează la satelitul ăsta sunt dumnezei. Deci vedeai niște condiții de HD, că televizoare au și ei. Nu era o problemă să aduc și ei cu vaporul. În 3-4 săptămâni le ajunge televizorul din Europa sau din Asia, de unde l-aduc. Deci erau televizoare, evident, de ultimă generație, HD toate, Full HD, ecrane de ce mărim vrei, și vedeai meciurile din Europa la greu. Deci aveam canal de Premier League, canalul ăla, Canal Plus Sport 2 Africa ăla, dădea 4-5 meciuri de Premier League pe etapă, ca popa. În rest aveai Canal Plus, bineînțeles, care transmitea meciurile din Franța, ăla era identic cu cel francez, aveai Canal Plus Sport, care era identic cu cel din Franța, dădeau și ăia meciuri de prin Italia, de prin Spania, de prin Germania, chestii din astea. Și avea astea în alte două suplimentare pe care nu le vedeau decât ăia acolo. Genial! Deci erai peste Franța, practic, la acest capitol, transmisiunile alea nefiind accesibile în Europa. Da? Deci erau niște canale făcute de pentru satelit. Mi s-au spus ăia de acolo că ăsta era un satelit cu o bătaie uriașă, deci făcut undeva special deasupra Africii ca să prindă toți ăia acolo. Că ei alte bucurii nu au, sunt un fel de românci ei, africani ăștia, și stau și se uită la televizor. Dar într-adevăr cu canale, bineînțeles, aveau canale și din alte țări, evident, din Anglia, dar n-aveau meciuri de la englezi pe canalele englezești. Aia nu prindeau. Prea dificil de accesat alea. Englezii nu le oferiseră această posibilitate. Aveau niște canale nemțești, nici alea nu dădeau fotbal. Aveau niște canale olandeze, nu dădeau nici alea. Dar astea de la francezi erau perfecte. Deci acolo prindeau tot. Adică din Franța aveau absolut orice ce le trebuia. Și din astea internaționale vedeau la greu. Deci aveau Olimpiada pe vreo 5 canale. De exemplu, eu am prins o săptămână de olimpiadă, deci puteai să te uiți la olimpiadă de dimineața până seara și inclusiv noaptea se transmitea non-stop.
n-aveau probleme de genul ăsta, net peste noi. E, uite, de exemplu, în România nimeni n-a făcut chestia asta. Nu există niciun operator care să fi făcut așa ceva, pentru că sateliți sunt și în Europa, nu numai în Africa. Adică să preiei niște canale de genul ăsta, tu ca firmă, bineînțeles, tu ca firmă de cablu, evident că poți să faci asta, să preiei niște canale, să le pui, bineînțeles, într-un pachet suplimentar. N-ai nicio treabă, cum sunt astea alte de filme, nu zice nimeni să le bagi în pachetul de bază, dacă lumea nu vrea să vadă, și le plătește omul suplimentar pe alea, dacă vrea să vadă. Dar acolo să-i faci tu un compendiu de ăsta de canale care l-ar putea interesa. Ai putea să faci asta dacă ai fi mare cablist. Da, sigur că ai noștri nu se pricep. Asta este chestia. Întotdeauna i-am acuzat de asta. Nu au această bună. Marii noștri cabliști, Telecom, RCS, Orange, UPC, oricare dintre ei ar putea să facă chestia asta. Să-ți ofere în condiții de sunet și de imagine ultra HD canale de tipul ăsta. Și să-ți spună, bă, te costă pachetul, uite cum e în Franța, 30 de euro te costă primul an, 49,9 euro după aia. Să-ți zic așa, bă, aveți 30 de euro pe lună, da, în primul an, acest pachet, și-ți spune Bein Sport, îți spune Canal Plus, îți spune canale de-astea care dau fotbal din Anglia, îți face un pachet de-asta cu 5-6 canale, cel puțin, de-astea teribile. Poate să pună nu numai sport, o să fie și de filme de-astea grele. Deci să-ți facă un pachet de genul ăsta. N-ar interesa pe lume așa ceva decât toate porcăriile astea care sunt la noi. Aceleași canale la toate companiile, nu-i nicio diferență. Ce rușine! Păi, bă, domnule, un pachet de ăsta, da? Intră în discuție cu ăia, strânge niște canale de genul ăsta, cum să nu poți să faci? De ăia cum fac? Și acolo era fix la fel. Deci era satelitul, dar pentru asta trebuia tu, bineînțeles, să preiei acele posturi. Degeaba era satelitul, ele nu-ți intrau în televizor. Da? Tot cablistul era cel care le aducea. Păi, bă, dacă poate cablistul din Africa să-ți aducă, nu poate ăla din România. Mai ales că la noi sunt coloși. Acolo erau niște firme de cablu de-asta, de malul oceanului. Nu era mare lucru. Dar captau chestiile alea pentru că era clar că există interes. Sigur, acolo se uitau în primul rând turiștii care veneau și pentru care nu conta că dădeau 30 de euro. Era zero, evident. Dai 30 de euro ca să vezi în timpul sejurului satelitul respectiv. Eu nu zic că toți ăia se abonau, dar chiar și așa, vezi că merita. Și la noi nu s-au abonat mulți în țară. Da, ăia care mai vin străini, da, ăia alți care se abonează, stau câteva luni, după aia renunță, iar se abonează peste un an. Adică dezvolți și tu piața într-un fel, creezi niște oportunități, da, le deschizi ochii unora. Ai noștri să gândesc, păi da, dacă le aducem canalele astea, nu se mai uită la ale noastre. Că așa e aici. Până la urmă cercul vicios. Aflăm că s-a schimbat selecționezul în Estonia. Ce l-o fi venit ăstora? Păi de-abia au început preliminarile. Și-au dat afară Estonia selecționerul. Ia să vedem aici o știre. Martin Raim a fost numit astăzi în locul suedezului Magnus Persson, noul antrenor al Estoniei. Ăsta, atenție, este cel mai titrat jucător din istoria fotbalului lor. Martin Raim s-a retras de ceva timp, a jucat până în 2009. 157 de selecții. Are 45 de ani. Magnus Persson a demisionat în această dimineață. Raim era antrenorul tineretului din Estonia. Estonia a pierdut cu 5-0 primul meci în preliminari, vă reamintesc, în Bosnia și Herțegovina. Ăsta a fost probabil motivul pentru care l-au scurt circuitat. Urmează pe 7 octombrie Estonia-Gibraltar. Au și ei, într-adevăr, pretenții să câștige. Avem aici ceea ce presa franceză consideră că i-ar fi oferit PSG-ul Neymar, dacă acesta ar fi semnat la Paris. 40 de milioane de euro salariu net pe an. Ar fi fost prima condiție. După aia avion privat pentru toate deplasările pe care le-ar fi efectuat, de exemplu, în Brazilia. Tot felul de alte avantaje spectaculoase cum niciun alt fotbalist n-a mai avut în lume.
să spune aici. Sigur că anturajul lui Neymar a dezmințit cu o jumătate de gură, în primul rând, n-a vrut Barcelona să-i dea drumul și și-a prelungit acolo, se pare, contractul. În fine, i-au mai dat după aia, iar mai fi dat, așa, o posibilitate să-și deschidă o rețea hotelieră cu numele său și să-i ofere de acolo un procent din beneficii. Adică, sigur, nu el băga banii ca să-și facă rețeaua, dar rețeaua hotelieră, probabil că cei din Qatar, da? Deschidea o rețea hotelieră care să-i poarte numele lui Neymar, adică să se numească rețeaua Neymar, de unde el avea parte de beneficii. Iar ar fi pus la dispoziție apartamente, bineînțeles, de lux, vile dintre astea somptuoase, spuneam de avionul privat care să-l ducă unde vroia, mai ales când avea convocări la Naționala Braziliei. Pe lângă asta ar fi fost jucătorul numărul 1 al clubului, ar fi avut statutul de vedetă absolut, adică i-ar fi la locul lui Zlatan în punctul ăsta de vedere. Așa. Azi că și-a lansat cariera muzicală, mi se spune, numai cu 2 ore. Bun, am rămas la Barça, a câștigat Jocurile Olimpice în această vară, i-a crescut leafa, a participat ieri la victoria asta cu Celtic. Băi, a deștept, sigur că nu era cazul să vină la PSG să se plictisească acolo, cum s-a plictisit și Zlatan. Îi lipsesc primele pe care ei încă nu i le-au achitat. După ce i-au dat 48 de salarii integrale lui Zlatan. El cu asta a rămas din anii PSG, cu primele alea neplătite. Sigur că la un moment dat vor fi nevoiți să îi le plătească, nu sunt bani pierduți definitiv de către el. Bun, cam asta pentru astăzi, dragi prieteni. O să vedem mâine comentarii, evoluția scorurilor, ce s-a întâmplat, ce se va fi întâmplat astăzi în Liga Campionilor. Și sigur, avem mâine și programul meciurilor din Europa League, cu marea deplasare a Stelei în Turcia, meci cu Osmanlispor la Ankara, atenție, și de asemenea meciul Astrei, în la urmă marele Șumudică debutează și el în Europa League într-un meci cu Austria-Viena. Rămâneți cu bine!